Ora 19, bună seara, domnilor, domnilor, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. PSD și PNL și-au anunțat astăzi oficial candidatul la primăria generală, un medic ce vrea să vindece Bucureștiul. Ortopedul Cârstoiu, deși sfătuit de finul Băsescu să nu intre în cursa pentru București, ignoră sfaturile familiei și e convins că va câștiga primăria vedetă cu sute de milioane de euro buget anual. Vedem imediat primul interviu al politicianului de astăzi, Cârstoiu Cătălin. De asemenea, în câteva momente va arăta cine este acesta, ce a făcut până la împlinirea celor 50 de ani, dar și cum a fost convins să intre în această luptă pentru primăria municipiului București. Tot ora aceasta va arăta ce își doresc bucureștenii de la primarul general și mai ales pe cine vor să voteze dacă duminică ar avea loc alegeri. Ora aceasta discutăm și despre mesajele Gabrielei Firea și Sebastian Burduja, coordonatorii campaniei lui Cârstoiu devenit oficial candidat. Dar avem și prima plângere penală la adresa medicului candidat, ce a făcut, cine l-acuză de incompatibilitate și mai ales de ce. De asemenea, este ședință. Chiar la această oră la PNL se decid candidații la europarlamentare. Avem reacția Gabrielei Firea după ce a fost pusă pe locul 2 în cursa pentru Parlamentul European. Despre toate aceste subiecte discutăm ora aceasta cu invitații mei. Este vorba despre Sarmiz Andronic, bună seara. Bună seara. Analist politic, Rareș Opincă, prefectul Capitalei din partea PSD, bună seara. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Sorin Chelmu, Aur, bună seara. Bună seara. Bine v-am găsit. Și eu bine v-am regăsit și nu în ultimul rând Liviu Negoiță pe USL. Bună seara. Bună seara. Începem așadar, doamnelor și domnilor, discuția în platou. Am avut o zi extrem de importantă astăzi. Imediat vă arăt care au fost discursurile, cum a fost prezentat Cătălin Cârstoiu, pentru că și-a făcut apariția astăzi la Palatul Parlamentului, acolo unde i-am văzut atât pe Gabriela Firea, pe domnul Burduja. Au discutat, l-au prezentat, inclusiv premierul Marcel Ciolacu, dar și șeful Senatului a fost acolo. Sarmiz Andronic, ce putem spune despre ziua de astăzi? Mi-ar fi plăcut să văd niște imagini, pentru că am o părere foarte clară, nu bâșbâi deloc în această părere. A fost o conferință de presă, așa ar fi trebuit să fie o conferință de presă, însă vă mărturisesc că nu a arătat deloc așa. Nu am aflat nimic despre doctorul Cârstoiu, altceva decât ceea ce am aflat din presă. Nu am văzut decât niște glumițe aruncate înspre presă, foarte puține răspunsuri. Mai degrabă, cred că s-a străduit Marcel Ciolacu să dea răspunsuri decât candidatul din partea coaliției. Nu mi-a plăcut deloc că a întrerupt jurnaliștii. Domnul doctor va trebui să învețe să comunice cu jurnaliștii într-un mod foarte elegant, dacă își dorește să câștige Bucureștiul și asta, pentru că aici nu este un electorat de orice fel, ci este un electorat care știe foarte bine să ceară candidatului lucruri absolut concrete. Cred că eleganța este una din trăsăturile fundamentale pe care trebuie să le aibă cineva care vrea să conducă Bucureștiul. Deci nu mi-a plăcut că a întrerupt jurnalistul spunând că, de fapt, candidatul are un nume. Ăla a fost un moment care pe mine m-a făcut să mă simt jenată pe mine, așa. Și mă gândesc că dacă aș fi fost în locul oricărui jurnalist de acolo, chiar m-aș fi abținut cu greu, nu știu dacă nu cumva și ei au făcut la fel. Nu îmi place când un politician, indiferent de ce natură, corectează jurnalistul atunci când întreabă, nu atunci când are păreri. Da, nu am aflat mai nimic. Mi s-a părut o scenetă pusă în scenă. Nu mi-a plăcut momentul în care a venit Robert Negoiță pe scenă, nu avea ce căuta acolo, l-a pus într-o situație absolut penibilă premierul. Practic asta sunteți foarte supărată de cum vă Sunt foarte supărată pentru că mi-ar fi plăcut să văd o altfel de conferință cu premierul și cu președintele Senatului, cu cei doi președinți de partide mari, cele mai mari partide din România la acest moment. Mi-ar fi plăcut să văd un candidat elegant, dar este părerea mea. Bine, este o părere avizată, sunteți analist politic cu vastă experiență. Nu cred că genul ăsta de combinație între Nicușor Dan și Piedone, pentru că cred că asta s-a dorit a fi, candidatul și-a dorit, pentru că candidatul care are un nume, că așa a corectat jurnaliștii, deci candidatul, nu o să-i spun domnul doctor dacă îmi permiteți, o să-i spun candidatul Cătălin Cârstoiu, a încercat să fie foarte natural. Și până la urmă nu i-a ieșit decât un fals uriaș. Bun, haideți să vedem totuși cine este Cătălin Cârstoiu, doctorul Cătălin Cârstoiu.
Ce vă recomandă, domnule Cârstoiu, să fiți primarul general al capitalei? Uitați-vă la mine. Toate liniile mele comportamentale nu duc spre un candidat așa, o păpușă în mâna a doi oameni. Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu am avut o carieră politică. Aveți emoții? Nu, deloc. Figură cunoscută în medicină și un nume care de câteva zile este pe buzele tuturor, Cătălin Cârstoiu devine astăzi oficial candidatul comun PSD-PNL pentru primăria capitalei. Este managerul Spitalului Universitar de Urgență București din martie 2020, funcție pe care a mai ocupat-o și între anii 2009-2016. Iar asta nu este singurul alineat al portofoliului său în domeniul medical. Este ortoped, dar și decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității Carol Davila din București. Până la vârsta de 50 de ani, Cătălin Cârstoiu a fost legat politic doar de numele nașului său, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Nașul meu nu a fost la facultate să învețe să medicină, dar cum nici eu nu m-am dus să conduc o navă sau să conduc un stat. Cred că niciunul dintre noi, dacă am fi puși unul în locul celuilalt, nu putea să facem lucrurile la fel. Astăzi, Cârstoiu îi calcă pe urmele părintelui spiritual și va lupta cu ceilalți contracandidați pentru conducerea capitalei. În pofida conexiunilor sale, legătura cu Traian Băsescu mai mult i-a pus bețe în roate, sau cel puțin asta declară medicul. Când spui, domne, finul lui Băsescu, înseamnă că tu, la rândul tău, ai avut niște beneficii de pe urma relației. Nu, eu n-am avut un beneficiu de pe urma acestei relații. Din contră, uneori mi-a adus foarte mari de servicii, dat fiind și aceste comentarii stupide. Medicul Cătălin Cârstoiu a fost lansat în cursa pentru primăria Bucureștiului. Candidatul va intra în această bătălie independent, însă va avea susținerea din partea partidelor PSD și PNL. Medicul primar deține o avere considerabilă. Potrivit declarației de avere, familia Cârstoiu deține bijuterii în valoare de 150.000 de euro, o vilă în județul Ilfov de 450 de metri pătrați și un apartament în București de 100 de metri pătrați. Și asta nu este toată averea lui. Doctorul candidat a încasat anual circa 214.000 de euro. Sumele provin de la Spitalul Universitar, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, dar și sute de mii de lei dividende de la o clinică privată. De asemenea, a mai acordat împrumuturi de peste 430.000 de lei către aceeași clinică privată și sute de mii de euro pentru o persoană fizică numită Geană Veronica. De asemenea, acesta are un număr impresionant de conturi, numai puțin de 25, în lei și valută, la diferite bănci. Doctorul Cârstoiu este căsătorit cu medicul Monica Cârstoiu, șefa clinicii de obstetrică-ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București. La capitolul bani, nici partenera lui de viață nu stă rău. Dacă ne uităm la declarația de avere, observăm că ea încasează anual un total de circa 318.000 de euro. În aprilie 2020, în timpul pandemiei COVID-19, Cătălin Cârstoiu a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Universitar București. Bun, cam acesta este CV-ul medicului Cătălin Cârstoiu, cel pentru care PSD și PNL, cel pe care PSD și PNL îl văd cel mai bun pentru primăria capitalei. Sarmiza Andronic, spuneți că vreți să adăugați ceva. Da, voiam să spun că îl urmăresc cu mare atenție, îl voi urmări cu mare atenție și că aștept următoarea conferință de presă în care va răspunde întrebărilor jurnaliștilor legate strict de București și poate că atunci nu o să mai fiu așa de supărată. Asta pentru că am avut mari așteptări. Bun, avem aici un reprezentant al coaliției PSD-PNL, domnul Rareș Hopincă. Vă rog un comentariu la tot ceea ce spunea doamna Sarmiza Andronic. Veniți oarecum și susțineți candidatura. Categoric susțin candidatura și nu o susțin ca să contrazic pe cineva, ci susțin această candidatură pentru că eu cred că este o alegere corectă. Medicul, profesorul universitar Cătălin Cârstoiu, cred eu că este o figură reprezentativă atât pentru municipiul București, cât și pentru cele două mari partide care au decis, iată, o decizie nu tocmai ușoară, există foarte multe orgolii, există foarte multe persoane extrem de bine pregătite în cele două partide, dar pentru a maximiza șansele de câștig pentru coaliție, pentru a maximiza șansele pentru o dezvoltare corectă pentru București. Pentru că putem discuta două zile și două nopți ce nu a mers bine în ultimii 4 ani în București.
Pentru acest lucru, pentru a corecta toate aceste lucruri, cred eu că medicul Cătălin Cârstoiu este o alegere foarte bună. Sigur, îl recomandă CV-ul, îl recomandă cariera academică, cariera profesională în cadrul spitalului. Vom avea șansa să descoperim și planul, proiectul pentru București pentru următorii 4 ani. Și aici aș vrea în niciun caz să o contrazic pe doamna Andronic, ci doar să completez. Astăzi a fost prezentarea candidatului. Nu s-a vorbit, nu a fost contextul să vorbim despre proiectul pentru București. Da, n-am avut pretenția asta. Sigur că va, nu, fi, va nu, exista nu, și nu. acest moment nu, nu, și sunt sigur că toate lucrurile vor fi lămurite. Dar încă o dată, eu cred că suntem în fața unui candidat corect pentru București. Bucureștenii merită, aș spune eu, un upgrade administrativ și cred eu că acest upgrade este foarte potrivit în persoana medicului Cârstoiu. Bun. Domnule Negoiță, vă rog frumos. Ca unul care se află în administrația Bucureștiului mai mult sau mai puțin de zeci de ani, pot să spun că Bucureștiul este un animal complicat, foarte complicat, pe care nu-l poți administra oricâtă carieră de succes ai avea în orice alt domeniu. Și eu cred că desemnarea domnului doctor Cârstoiu, pe care îl cunosc, îl apreciez, o carieră în medicină extraordinară. Deci desemnarea domniei sale este un eșec. Un eșec pentru cele două partide, pentru că domnul Cârstoiu nu o să poată să administreze în primul rând. Păi cum nu spunea domnul Hopincă, adineaur, că îl recomandă CV-ul, îl recomandă... Eu am înțeles. Am înțeles, am auzit, am auzit ce a spus. Pentru că menegeriază cel mai mare spital. Toate lucrurile astea îl recomandă pe domnul Cârstoiu pentru cariera academică, pentru lucruri pe care le faci în profesia ta. În momentul în care vii în administrația publică locală și mi-aduc aminte atunci când a candidat doctorul Oprescu la un moment dat, lucrurile au evoluat într-o direcție numai bună, nu. Ceea ce ar fi trebuit să înțeleagă cele două partide mari, PSD și PNL, nu de acum, ci de vreo 3-4 ani, de când a preluat Nicușor Dan administrarea Bucureștiului, ar fi trebuit să înțeleagă că trebuie să crească un candidat, doi candidați, chiar dacă la un moment dat s-a discutat foarte mult de candidatura doamnei Firea sau de candidatura domnului Burduja. Niciunul dintre ei nu reușeau să capitalizeze, să fie votați de cele două blocuri, de cele două electorate. Și atunci s-a ajuns la această soluție improvizată, punând un om și la un moment dat te gândești și la acel om cu această carieră, dom'le, ce poate să-l mâne în luptă pe un om să accepte o provocare atât de grea, atât de mare, pentru că dincolo de această carieră, domnul Cârstoiu va intra în furcile caudine, va trebui să răspundă cum se administrează Bucureștiul, cum se administrează un oraș cu 6 orașe, cu 6 primari și al 7-lea la capitală. O treabă foarte complicată. Haideți să vedem. Ați spus lucruri foarte importante. V-am spus ceea ce a spus reprezentantul PSD. Vă rog un comentariu, pentru că a spus că va fi foarte greu să gestioneze medicul Cârstoiu. Nimeni nu spune că e ușor, dar totuși a fi primarul capitalei nu e un job imposibil. Tot oameni sunt și cei care ocupă aceste fotolii de primar. Am văzut ce a făcut domnul Jordan, l-a adus în paraj. Sigur că nu există o școală de primari. Domnul primar știe foarte bine și eu o știu destul de bine. Nu există o școală care să te pregătească pentru toate provocările administrative. Dar totuși, background-ul profesional este o carte de vizită care te va ajuta mult în gestionarea unor situații complexe. Unde cred eu că are dreptate domnul primar Negoiță este că jobul de primar al municipiului București este poate în primele 3 ca și complexitate și ca dificultate din toate joburile existente în România astăzi. Mulțumesc. Sunt foarte multe probleme, foarte complicate. Sunt facultăți de administrație publică, mastere, sunt oameni care au doctorat în administrație publică. Nu am văzut niciodată pe cineva care să candideze și să fi terminat administrație publică. Eu zic să desființăm acest domeniu din România, că oricum, ce contează ce facultate ai terminat? Nu, doamna Andronic, ca experiența profesională în administrația publică, la firul ierbii, cum îi place unui candidat să spună, îmi spune următorul lucru. Sunt foarte mulți profesioniști în diferite domenii care aleg să intre în administrația publică, au o viziune, au un obiectiv, au un drive să intre în administrația publică și după aceea apelează la aceste școli pentru că sunt anumite elemente de detaliu, inclusiv din perspectivă de prefect. Vă pot spune că acel curs
organizat de Institutul Național de Administrație, care este un haideți vă rog un pentru că există un candidat, există un candidat care are mult să facă aceste lucruri. Există un candidat intrat în cursă de aproape un an de zile, care are administrația publică, Mihai Enache, care a și demonstrat, a și făcut, sigur o să vedem și în comparație. Ca să spun vis-a-vis de această nominalizare, cele două formațiuni politice, PSD-ul și PNL-ul, pe repede înainte ca să șpele oarecum obrazul, cu trei luni înainte de alegeri, au luat o decizie de a numi pe managerul, nici nu se spun, managerul, doctorul, profesorul doctor, la, ca și candidat la primăria Capitalei, astfel încât să oarecum să împace și capra și varza. Pe de o parte era presiunea din partea PSD-ului, prin care doamna Firea, văzând-o astăzi cum a ieșit de acolo, nu era chiar cea mai bună figura ei, sigur că a înghițit greu. A făcut față cu brio și cu chiar brio, spunea că dar, îl susține pe medicul Cârstoiu. Da, dar da, sigur că îl susține și înainte de toată povestea asta, filiala PSD o susținea pe domnia sa ca să candideze la doamna Gabriela Firea a spus că este un om de echipă și dar ca să revenim la domnul doctor, problema lui este în felul următor. După colectiv, dacă nu mă înșel, domnia sa a refuzat să trimită în străinătate mai mulți bolnavi sau arși în urma incendiului de la colectiv, temându-se de faptul că Curtea de Conturi s-ar putea să... Păi dacă noi candidăm la Primăria Capitalei și ne-i frică să luăm o decizie pentru ca să trimitem niște bolnavi în niște condiții mai bune. Gândiți-vă că la Primăria Capitalei, cum toată lumea spunea, e un job foarte greu. Când trebuie să iei decizii pe secundă, când trebuie să iei decizii pentru cetățenii Bucureștiului, nu e așa de simplu. Deci cred că un om care are frici, indiferent de câte formațiuni politice îl vor susține, greu va reuși să strângă într-o perioadă scurtă, chiar cu mecanismele de partid din spatele lor, să strângă necesarul de voturi încât să-l bată. Eu văd doi contracandidați puternici, pe Nicușor Dan în momentul de față și pe Mihai Enache. Bun, și pe domnul Piedone, nu? Ba da, și domnul Piedone, dacă e la sectorul 5. A, deci la capitală nu. Haideți să vedem totuși, pentru că în interviul de astăzi, domnul doctor Cătălin Cârstoiu a menționat că a discutat despre această candidatură cu nașul său, cu Traian Băsescu, și chiar l-a sfătuit fostul președinte să facă ceva în privința acestei propuneri. Iată de fapt declarația. Îmi place că mă întrebați de domnul Traian Băsescu, dar nu mă întrebați dacă e să vă referiți la rudele mele, la străbunicul din partea mamei și la străbunica din partea tatălui. Unul a întemeiat parte mare din folclorul autentic românesc scris, vocea e pe banda sonoră a filmului Baltagu, iar celălalt este Ion Mihalache. Dacă mă întrebați de domnul Traian Băsescu, da, am să fiu cinstit, am avut o discuție cu domnia sa, o discuție lungă, în care domnia sa, ca într-o familie, da, pentru că legăturile private ale unei familii sunt, alea sunt, da, mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta, dându-mi niște argumente strict personale, strict uman, da? Lucru pe care cinstit l-a făcut și tatăl meu, da? E, n-am ascultat, așa sunt eu. Da, Sarmiz Andrunic, vă rog. Nășit. Spuneți. Nășit de Băsescu și păstorit de Ciucă și Ciolacu, nu? Sau cum? Sau moșit, cum se după... Spunea domnul Cârstoiu că nimeni nu poate spune ce să facă. Da, mă rog, așa cum spuneam, o să fiu cu ochii pe el, o să fiu foarte atentă, pentru că până la urmă domnul Cârstoiu își dorește și votul meu și votul celor cu care eu vorbesc la o adică, nu? Pentru că dacă domnia sa nu recunoaște, familiei eu pot... Dumneavoastră și așa mai departe. Familia mea și așa mai departe. Povestea asta cu Traian Băsescu a fost cumva de așteptat să iasă la suprafață și sunt absolut convinsă că întrebarea nu l-a surprins. A avut pregătit răspunsul. Cred că cineva l-a învățat să răspundă că da, am vorbit cu Traian Băsescu, însă aici a fost o chestie pe care vreau neapărat să o subliniez, această
luare în brațe a lui Traian Băsescu, în sensul de așa cum copilul vorbește cu părintele, așa cum... Deci, înțeleg că între cei doi există o apropiere pe care nu... La unui părinte spiritual. Da, este părinte spiritual, mă rog, și își duce, se pare, misiunea la bun sfârșit. Ce-a vrut să scoată în evidență candidatul Cătălin Cârstoiu, faptul că... Le spuneți după o scurtă pauză de publicitate, de asemenea, tot după pauza de publicitate, vă arăt ce spune Gabriela Firea atunci când a fost întrebată de ce nu a candidat independentă. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuă discuția aici în platou despre candidatura din partea PSD-PNL a medicului Cătălin Cârstoiu. Haideți însă să vedem ce spune Gabriela Firea la întrebarea de ce nu ați candidat ca independent. Pentru că fostul primar Gabriela Firea vine cu explicația chiar acum. Pot să lupt pentru București și sub alte forme. Am făcut-o și în Parlament, cu susținerea anumitor legi, am făcut-o și ca ministru, vedem ce va fi în continuare. E cam de vreme să spun ce voi face peste 4 ani. Dacă aș fi candidat independent, contraziceam tot ceea ce am afirmat eu mulți ani înainte, inclusiv în presă, și anume că sunt un om de echipă. Este foarte greu să te descurci ca independent, pentru simplu motiv că poți să captezi, să spunem, un număr mare de voturi, dar cumva vinzi iluzii. Pe urmă trebuie să implementezi. Important acest comentariu. Vinzi iluzii, spune Gabriela Firea, și că este un om de echipă, de aceea nu a ales să meargă independent. Sarmiz Andronic, foarte interesantă această declarație în contextul în care politicienii nu au nicio treabă cu a vinde iluzii. Promit mare acusarea în campanie și uită despre tot ce au promis. Uite, cred că toată campania ce va să vină, o să spun același lucru, că nu mi s-a îndeplinit visul. Mi-ar fi plăcut enorm să o văd pe Gabriela Firea într-o dezbatere cu Nicu Șordan, cel care este acum și cea care a fost și care urma să vină cumva. Deci, cred că aceea ar fi fost o dezbatere de studiat, cum spuneai tu într-o altă emisiune despre altceva. Aia cred că ar fi fost o dezbatere, acel moment ar fi fost uluitor pentru București și cred că ar fi fost nu doar decisiv, dar ar fi fost un moment de studiat la școală. Pentru că vorbim despre doi candidați cu șanse uriașe și cred că acum Gabriela Firea a punctat foarte bine. Da, poți să vinzi iluzii și la un moment dat să nu poți să implementezi nimic. S-a mai întâmplat asta în București, din păcate. S-a întâmplat chiar în mandatul lui Nicu Șordan. Campania electorală. Da, dar nu ți se pare că suntem... Nu suntem pe drumul potrivit atâta timp cât noi vorbim într-o campanie electorală despre apa caldă? Adică suntem în secolul 21 într-o capitală europeană? Bun. Aș vrea că să-mi spui dacă avem părerile oamenilor, pentru că ei sunt cei mai importanți, lor ne adresăm, lor se adresează și invitații mei din fiecare seară și astăzi am fost pe teren să întrebăm pe bucureșteni ce își doresc de la primarul general, pentru că avem candidații, știm cine vrea fotoliul de la primăria capitalei, dar haideți să vedem ce vor bucureștenii, pentru că noi vom merge, vom vota, dar haideți să vedem și revenim să comentăm. Cum ar trebui să fie primarul capitalei? Să fie un om cu capul pe umeri, să zic așa, care să se țină de promisiuni. Piedone, pe el l-aș vota. Trebuie să fie primarul general al capitalei. Bun gospodar în primul rând și să iubească acest oraș. Și Firea a păcat că a căzut în această, că ea a făcut ceva. Ce așteptări aveți de la primarul capitalei de anul acesta? Ce așteptări? Să fie oricum mai bun decât Nicușor. Să se bage mai multe autobuze. Asta cred că e, pentru că noi stăm foarte mult în trafic deja. Venim la facultate din partea cealaltă a Bucureștiului. Infrastructura, în primul rând, care lasă de dorit, fac pe 10 km 2 ore, 2 ore și jumătate, canalizarea, căldura și multe altele. Cum ar trebui să fie acesta? Receptiv la propunerile oamenilor din București. Responsabil și responsabil de activitățile care le face și presupun responsabilitate față de țară și cetățeni.
Asta își doresc oamenii simpli de la primarul general al Capitalei. Vă rog, domnule Chelmu, credeți că domnule Nache e pregătit să îndeplinească aceste dorințe? Da, din păcate, că vreau să completez doar puțin, doamna Firea, din păcate, a fost marginalizată chiar din interiorul PSD-ului și știm ce s-a întâmplat cu voluntariul, cu tot acel... Și sigur, și urmările care au fost cu demisia din funcția de ministru, cu... Deci au fost în interiorul PSD-ului anumite lupte. Noi care... nu avem aceste date, dar exact, dacă dumneavoastră le pentru că spuneți... chiar nu știu exact la ce vă referiți, da, dar da, haideți da. Să vorbim am despre văzut ce spun București. Din ce s-a întâmplat în public, dar eu cred că într-adevăr București are nevoie de un om gospodar, de un om care să aibă viziune în primul rând, un om care să știe exact cum trebuie făcute. Spuneați de domnul Mihai Enache, cred că este omul potrivit, nu numai pentru faptul că a lucrat în administrația publică, ci și pentru faptul că a construit. Omul a făcut inclusiv proiectul pentru stația de metrou pe zona Berceni și multe alte proiecte pe care a demonstrat că se poate. Noi acum venim și promitem ce s-a promis de fiecare dată de 30 de ani, am venit cu același mecanism prin care venim cu un independent susținut de toată lumea, un om care mai mult sau mai puțin cunoscut, care din punct de vedere al administrației publice nu a arătat nimic. Ca manager poate a arătat ceva la spital, dar nu știe multă lume ce anume a arătat. Păi, mai sunt două luni de zile în care spunea domnul Hopin că vor avea ocazia să cunoască tot ceea ce a făcut domnul Cârstoiu. Când o să-mi dai voie, o să-l întreb și eu ceva pe domnul Hopin. Imediat, stați să mergem și până la domnul Negoiță, că după aceea spune că facem discriminare. Da. Cu toată considerația pentru dorința doamnei Andronic să fi văzut dezbaterea dintre Firea și Nicu Șordan, eu nu aș mai fi vrut să văd această dezbatere, pentru că problemele sunt atât de cunoscute și atât de grave în București, încât a mai pierde încă o lună, încă două luni, chiar și în campanie, ca două persoane care au ocupat această funcție să ne vorbească de putințe și neputințe, pentru că suntem la un moment al adevărului, iar oamenii politici și partidele politice dau încă o dată măsura faptului că nu știu să se pregătească pentru un eveniment important, alegerile... Știți ce este cel mai greu în București? Da. Și nu numai. Oriunde în țară. Faptul că poate cineva să vină să construiască și altcineva să vină să dărâme. Se poate întâmpla asta, fix așa s-a întâmplat și cu cele două mandate. Eu nu fac parte din niciun partid politic și deocamdată chiar nu am ales cu cine să votez. De aveți, aceea, mai aveți 83 de zile. 83, da. Doamna Andrului. Doar că eu, care vin în fiecare zi în București, văd diferența, o simt. Văd oamenii, vorbesc cu oamenii. Bineînțeles că nu fac eu sondaje de opinie cine-i mulțumit și cine nu-i mulțumit. Dar una este să ajung într-un loc de unde vin eu, într-un loc cu capul limpede și făcându-mi plăcere, da, să vin. Și alta este să vin bombănind de tot felul de probleme și chiar și știu că nu este neapărat problema lui Nicu Șordan, dar credeți-mă, la sectorul 1 cel puțin pe mine și chestiunea cu parcurile, văd că cei de la USR nu vor și îmi pare rău că trebuie să spun asta, că nu e nimeni aici, mi-asum eu. Eu sunt candidat la sectorul 1, așa puteți să-mi spuneți. Bun, nu vorbesc numai despre asta, vorbesc despre mizeriile din parcuri. Nu se mai gândește nimeni la copii. De exemplu, școlile arată cum arată. Știți foarte bine că am avut probleme și în școli. Doar că nimeni nu se mai gândește la copii. Ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta, o secundă. Nu există regulă, doamna Andronic, în București. Și vă dau un singur exemplu în materie de construcții, de urbanism. Ar trebui să avem planul urbanistic general. Niciun primar n-a reușit să treacă acest plan urbanistic general în Consiliul General, ca nimeni să nu mai vină, cum vine Nicu Șordan, fără niciun proiect realizat, să spună dacă alegeți pe altcineva, rechinii imobiliari se vor ocupa mai bine de... că a blocat tot. Stă el cu bâta la ușa, la ușa primăriei și se apără. Spunea cineva trecute că doar 200 de autorizații și alte... Un dezastru! Și 5.000 stau de ani de zile și așteaptă, da, pentru că domnul Nicușor nu vrea. Păi vă dați seama cam ce gaură în PIB s-a dus pentru faptul că acești dezvoltatori imobiliari nu și-au mai dezvoltat proiectele și asta. Vă rog, forța de muncă, nu numai forța de muncă, și multe, multe, multe care vin în jos, bani care ar fi intrat la bugetul de stat și la bugetul primăriei capitale și cu care s-ar fi putut face multe lucruri. Domnule Hopincă, vă rog, referitor la ce spuneau bucureștenii acum, la cald, astăzi, că își doresc de la primarul general.
Sigur, am văzut câteva opinii. Noi știm ce își doresc oamenii. Adică nu e un secret pentru nimeni faptul că oamenii își doresc să nu mai petreacă la fel de multe ore în trafic, faptul că oamenii nu își mai doresc să locuiască într-un oraș hiperpoluat și din cauza traficului și din cauza faptului că Primăria Generală nu a reușit în ultimii 34 de ani, iată, să implementeze un sistem integrat de management al deșeurilor eficient, astfel încât deșeurile să nu se mai ardă la porțile capitalei și noi să inhalăm tot acest fum. Sigur că transportul în comun iar este o problemă, termoficarea iar este o problemă. Deci aceste probleme, aceste lucruri sunt cunoscute. Ceea ce însă trebuie să remarcăm și să insistăm este că niciunul dintre aceste mari, mari deziderate ale Bucureștiului nu se vor rezolva atât timp cât noi vom avea în permanență în București două grupări administrative, ca să spun așa. Pe de-o parte avem Primăria Generală cu Consiliul General, care trăiește izolată în turnul de fildeș de lângă Cismigiu. Pe de altă parte avem 6 cetăți izolate în alte colți ale orașului. Să mergem, și toate aceste tabere sunt antagonice. Vreau să mergem mai departe. Până nu găsim, până nu găsim, unitară. Da, până nu găsim această gândire unitară, nu vom rezolva sistemic aceste probleme. Avem la telefon pe domnul Alexandru Pânișoara, este președinte Asociației pentru Dreptul Urbanismului. Domnul Pânișoară îl dă în judecată, îi face plângere penală domnului Cârstoiu. De ce? Pentru că susține este incompatibil cu funcția de director al Spitalului Universitar pentru că are acțiuni într-o clinică medicală privată. Bună seara, domnule Pânișoară. Acum gata, ați trecut de la plângerile lui Nicușor Dan la plângerile noului candidat? Bună seara. Nu există o nominalizare. În general urmăresc ca totul să se întâmple într-o noimă și să se respecte regulile. N-are importanță culoarea politică sau numele. Bun, care este până la urmă acuzația? Ce, de ce păi, faceți inițial, așa cum ați spus și dumneavoastră, și m-aș bucura dacă se oprea la asta, era această incompatibilitate a domnului Cârstoiu, pentru că este atât directorul Spitalului Universitar, cât și asociat împreună cu soția sa la o clinică medicală. Doar că în momentul în care am vrut să scriu sesizarea către ANI, care este autoritatea competentă să constate aceste lucruri, am descoperit mult mai multe nereguli și în anul 2020, domnul Orban, când era prim-ministru, a trimis un corp de control la acest spital. În urma controlului au reieșit extraordinar de multe probleme destul de grave. Angajări fără concurs, achiziții fără a fi puse în seap. Aveți dovezi? Aveți dovezi? Bine, este pe site-ul guvernului această sinteză a corpului de control. Bun, aștept dovezile dumneavoastră pentru a putea să le luăm în considerare. Vă mulțumesc foarte mult. Sarmiz Andronic, ar putea să fie o problemă pentru medicul Cârstoi. Iată, apar oameni care fac plângeri. E drept, domnul Pânghișoară, i-a făcut plângere și lui Nicușor Dan, a făcut plângeri și mai multe ori. Da, n-are asta importanță. Dacă a sesizat ceva în regulă, sigur, foarte bine să... Dacă nu mă înșel, declarația de avere chiar i-a dat domnul Cârstoiu, a dat un împrumut către această clinică. Bun. Domnul Cârstoiu are de răspuns la niște întrebări. Nu doar la această problemă pe care a ridicat-o domnul Pânișoară, ci o grămadă de alte probleme care de 24 de ore umplu telefoanele și discuțiile de pe WhatsApp. Da? Toată lumea se întreabă cine, ce, cum face domnul Cârstoiu. Și am mai dat acest exemplu în momentul în care seara s-a spus numele candidatului din partea coaliției. Domnul Cătălin Cârstoiu avea căutări pe Google 141.000. La ora 8 dimineața când am intrat și l-am căutat din nou avea 363.000. Ceea ce înseamnă că există. Da, există un mare interes și bineînțeles că nu bănuiesc că nu l-a căutat cineva doar cine este și atât. Nu, cu siguranță s-a gândit cineva să-l întrebe și sau să caute și afacerile pe care le are. Deci, așa cum spuneam, nu știu ce este fake news în acest moment și ce este realitate, dar dacă cineva are o problemă cu această candidatură, bine ar fi să facă toate demersurile, nu de alta, dar dacă există oameni care au aceste instrumente la îndemână, cum este domnul Pânișoară, înțeleg că este și el membru al unui partid. Nu, nu este. Nu mai este? Ok. Important este ca este cine se sizează... Și bun, a făcut mai multe plângeri. Cine se sizează o astfel de problemă, trebuie să meargă cu ea până la capăt. Vă rog, domnule Negoiță. Exact ce spunea domnul Andronic. Aici sunt organe care cercetează, fiecare poate să... Sigur că eu nu încurajez delațiunea, cum un delator teribil a fost Nicușor Dan,
sunt un pățit, ca să zic așa, nu poți să crești politic pe delațiune, nu fac nicio trimitere la domnul Punișoară, consider că e de bună credință, mă refer chiar la Nicuș Ordan, să crești politic pe delațiuni, oamenii să fie chemați, cum am fost chemat eu, s-au închis toate acele plângeri, delațiuni, și domnul Nicuș Ordan ne-a fost prezentat ca o mare speranță a administrației, a politicii. Ne-a nenorocit, pur și simplu. Da, într-adevăr, dacă există probleme cu justiția sau cu incompatibilitățile, organele abilitate, că e ANI sau că este altcineva, să-și facă datoria. Problema este că cetățenii, dacă este adevărat, trebuie să știe înainte de a intra în cursă, probabil în această campanie electorală vor ieși foarte multe lucruri la suprafață, mai mult sau mai puțin curate. Cine știe ce alți scheleți vor fi descoperiți prin dulapurile la fiecare dintre candidați. Nu vă imaginați că va fi unul, din păcate, în politica românească, în cel puțin în ultimii 10-15 ani, este din ce în ce mai multă mizerie. Nu să vină cu soluții, să vină numai cu atacuri. Un circ de fiecare dată ieftin provocat, care nu face bine nici pentru noi ca societate, nici pentru cei care ar trebui să aleagă corect pe cine ar vrea să voteze, pentru binele întregii comunități. Bun, mi-a atras atenția un comentariu, de fapt o situație interesantă astăzi în conferință. Robert Negoiță a fost invitat pe scenă să spună cu cine votează. De ce? Pentru că în urmă cu fix o zi spunea că are încredere în domnul Piedone. Haideți să vedem cum a răspuns cu privire la încrederea în domnul doctor Cătălin Cârstoi. Eu simt că nu sunt făcut pentru politică. Și îmi pare rău că pur prea direct ce gândesc. Ce relevanță are ce votez eu? Eu, când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin. Haideți ca să ne înțelegem. Avem 2 luni de zile pentru Dumnezeu. Nu mai interpretați lucrurile. Și nu încercați să smulgeți de la mine chestiuni pe care nu le gândesc, nu le cred în felul ăla. Domnule Rare Șopin, că s-a gândit între timp? Ca să fim mai exacți, domnul Negoiță a zis în cursul zilei de ieri sau alaltă ieri, dacă nu mă înșel, că pe domnul Cârstoiu nu îl cunoaște, iar de domnul Piedone că acesta din urmă știe administrație. Sunt foarte exact în citat. Astăzi, după ce l-a cunoscut pe domnul Cârstoiu, a menționat faptul că ar putea să-l voteze. Da, seama, în 30 de secunde cunoști un om. Adică stai cu un om o viață întreagă și nu poți să-l cunoști. Nu, dar acum știți, nu fiți răutăcios, că dacă este în echipa ta, îl privește altfel. Acum, sincer, dacă aș face parte din echipa oricărui candidat, sigur că aș încerca să fiu cât se poate de subiectivă, că ăsta e rolul meu dacă sunt în acea echipă. Domnul Negoiță a greșit atunci când a spus că nu contează cu cine votează domnia sa. Îi reamintesc că la alegerile trecute nu a susținut-o pe Gabriela Firea și a contat enorm, pentru că sectorul 3 a fost influențat cumva de votul lui Robert. Și să nu uităm că sectorul Negoiță. 3 este cel mai mare sector, da, din București. Deci eu nu pot să uit această chestiune, nu știu ce s-a întâmplat, habar n-am, însă văd cumva din exterior lucrurile și mi se pare că am mintea limpede în momentul ăsta. Deci să nu mai facă pe naivul domnul Robert Negoiță, nu mă interesează cu cine votează, bine ar fi fost să nu fie pe scenă, că într-adevăr a fost un moment absolut jenant pentru domnia sa. Bine, ați văzut că a fost luat oarecum cu forța. Cu forța, exact, asta și spun. Cred că asta l-a și infuriat și cred că ar fi infuriat pe oricine o astfel de chestiune. Chemați-l pe scenă să spună cu cine votează. Nu se face, da? Dar, repet, imboldul pe care îl dă primarul Robert Negoiță, Băluță și ceilalți, cu siguranță contează pentru electoratul din sectorul respectiv. Domnule Hopincă, dumneavoastră sunteți în cărți pentru sectorul 5, pentru sectorul 2, ce ne puteți spune? Nu s-a luat sau încă nicio... Sau știți dacă sunteți în cărți? În primul rând știți dacă sunteți? Nu. Sau când o să fiți? Ca să detensionăm puțin situația care tinde să devină ușor mai tensionată, nu am citit acele cărți încă. Revenind într-un registru serios, nu s-a luat încă la nivelul coaliției o decizie cu privire la
sectoarele municipiului București și la candidații susținuți de fiecare dintre partide. Suntem în stadiul în care finalizăm cercetările sociologice despre care presa a fost anunțată în urmă cu mai mult timp. După această analiză vor fi desemnați și candidații la sectoare. Până atunci o să vă rog să-mi permiteți să nu mă lansez în speculații, pentru că nu cred că folosește nimănui acest lucru. Mi-ar fi plăcut să-l întreb. Ce preferați? Eu îl văd la sectorul 5. Nu știu de ce trăiesc cu vaga impresie că va fi la sectorul 5. Nu-l băgați în gura lupului, haideți. Nu, încă o dată, n-aș vrea să încurajez nicio direcție, nici alta, să lăsăm cercetările să fie finalizate, să analizăm foarte bine opțiunile, să analizăm foarte bine necesitatea fiecărei comunități, pentru că degeaba ne chinuim unii dintre noi să ajungem în anumite locuri în care poate nu putem performa. Cred foarte mult în noțiunea omului potrivit la locul potrivit, înainte de orice. Sunt sigur de asta. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim, pentru că la această oră este ședință la PNL. Se decid candidații pentru europarlamentare și tot după publicitate vorbim despre imaginile incredibile pe care ieri n-am apucat să le dăm, dar le dăm astăzi, de la Spitalul Pantelimon, curg fecale chiar peste mâncarea pacienților. Revenim. Am revenit în direct și vă spuneam, doamnelor, domnilor, că la această oră este o ședință în Partidul Național Liberal. Se discută despre candidații pentru europarlamentare. Asta după ce știm va fi deschisă această listă a alianței cu un independent, reprezentantul Parlamentului European în Comisia Europeană în România. De asemenea, rămâne de văzut ce vor anunța liderii PNL și când vor face acest anunț, cel mai probabil mâine. Aș vrea să trecem puțin mai departe. De ce? Pentru că mi-a atras atenția un videoclip absolut șocant. În România anului 2024, la unul dintre cele mai mari spitale din capitala României, Spitalul Pantelimon, țevile sunt sparte, curg fecale în vestiarul medicilor, peste dulapurile medicilor și chiar prin acest loc pe unde curg aceste fecale este dusă mâncarea către pacienți. O spun imaginile care urmează chiar acum. Ne aflăm la Spitalul Sfântul Pantelimon, la subsol. Uitați-vă în ce condiții ne putem schimba. În fiecare dimineață îmi curge apă în cap din această conductă, în fiecare zi de câte ori venim la muncă, iar fetele trec cu masă pe aici. Așa, ceapa, picuri anuale, niște pipi. Așa, niște pipi și ne pică în cap în fiecare dimineață, da? Astea sunt condițiile noastre. Poate cineva vine să vadă și să rezolve o problemă, în acest, să rezolve problema. Cine să le pară, tatăvar, în groapă? Lasă-le pice ca cază să încapă. Așa, Mia, cu anualele cu mâncare. Imaginile pe care le vedeți în continuare, doamnelor și domnilor, au fost filmate de către un medic de la Spitalul Pantelimon. Cătă, hai să lăsăm imaginile pe post. Avem aici reprezentantul PSD, care este de altfel și prefectul capitalei. Domnule Hopincă, cum e posibil așa ceva și ce puteți face ca instituție? În primul rând, imaginile pe care le vedem sunt șocante și nu ar trebui să se regăsească în nicio unitate medicală din România. În al doilea rând, inclusiv în calitate de prefect, ca și coordonator al serviciilor descentralizate, voi avea o discuție cu directorul DSP București pentru a verifica ce se întâmplă la Spitalul Pantelimon. Dacă aceste lucruri se confirmă și nu au fost remediate, sigur că acel tronson trebuie închis de urgență, remediate problemele și abia după aceea redat fluxurilor normale de lucru. Pentru încă că o dată, un pericol este inacceptabil, este absolut inacceptabil să se întâmple ceva de genul acesta. Noi vă spun, doamnelor, domnilor, am încercat și ieri și astăzi să contactăm reprezentanții spitalului. Ni s-a spus de fiecare dată reveniți mai târziu, reveneam desigur tot după o oră, iar la ora 4 ni se spunea reveniți mâine, pentru că programul s-a încheiat. Vă rog, domnule Negoiță. Incredibil ce putem să vedem. Cred că știți, sau dacă nu știți, vă spun, am aceste informații, cum stau lucrurile în spitalele administrate de către primăria municipiului București. Un dezastru. Oamenii vin să se trateze
și se îmbolnăvesc în spitalele administrate de Primăria Capitalei, pentru că acolo nu există un aparat care să gestioneze un domeniu atât de important. În momentul în care s-a făcut această descentralizare în domeniul sănătății, s-a considerat că ar fi o treabă bună, dar dacă ai acolo un administrator, în primul rând plecând de la primarul general, care să știe ce înseamnă povestea asta pentru 2,5 milioane de locuitori și echipa din spatele domniei sale. Ori Nicu Șordan, numai asta. Cum am ajuns în această situație? Din păcate, eu cotizez foarte mulți bani pentru sănătate. Niciodată n-am știut unde mi se duc banii de la sănătate. Serviciile sunt de slabă calitate, condițiile în spitale sunt cele pe care le vedeți. Unde sunt banii pe care noi, o gaură neagră, care nu vreau să spun acum mai multe. Doi, pentru că era și știrea cu europarlamentarii. Noi de acum un an de zile am lansat europarlamentarii, iar primarul pentru capitală de 6 luni, 7 luni de zile l-am arătat și sigur că haideți că ați greșit aici. Haideți că l-ați anunțat când venise domnul Zelenski, deci a fost odată ați făcut tot. Dar nu vreau să trecem de la subiect, că hai să dăm la full, te rog, imaginile, pentru că sunt imagini de-a dreptul șocante. S-ar mizandronic, așa ceva sunt sigur că niciodată nu mai comentat. Mai da, dar știi ce e foarte interesant? Că dacă nu face cineva o filmare și nu vine cineva anunțe, nu există. Deci problema nu există. Trebuie să o sesizeze cineva și să o posteze undeva pe rețelele sociale sau să o trimită la televiziune, pentru că altfel nu se sesizează nimeni dintre cei care ar trebui cu adevărat să știe exact ce se întâmplă în spitalul respectiv. Adică noi până la urmă pe cine ne bazăm? Ne bazăm pe autorități sau ne bazăm pe oamenii care vin să filmeze din exterior? Da. Hai să mai dăm o dată imagine, să le mai dăm o dată cu sunet cătă, pentru că spune foarte clar medicul care filmează ce e de fapt acea conductă. Sfântul Pantelimon la subsol, uitați-vă în ce condiții ne putem schimba. În fiecare dimineață îmi curge apă în cap din această conductă, în fiecare zi de câte ori venim la muncă, iar fetele trec cu masă pe aici. Așa, și apa, picuri anuale, niște pipi. Așa, niște pipi și ne pică în cap în fiecare dimineață. Da? Astea sunt condițiile noastre. Poate cineva vine să vadă și să rezolve o problemă în acest, să rezolve problemă. Cine să repare tratamentul? Bun, și cu aceste imagini punem punct emisiunii. Așteptăm să vedem ce va face domnul prefect al Capitalei, care va sesiza DSP-ul. Vă mulțumesc pentru atenție, le mulțumesc și invitațiilor. Ne revedem mâine seara de la ora 19. Numai bine!